Game of the Week revine de FC Mobile 25, iar astăzi vom arunca un ochi peste eveniment. Hey, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod explicativ. De data asta o să ne uităm puțin peste evenimentul Team of the Week care revine în FC Mobile 25 după o pauză destul de lungă, aș zice. Așa că hai să aruncăm un ochi să vedem dacă sunt jucători buni, cum îi putem face și cu ce ne pot ajuta. Găsim evenimentul Team of the Week, intrăm pe play, dăm pe Football Center în dreapta jos, intrăm pe evenimentul Football Center și aici avem capitolul Team of the Week. Tot ce trebuie să facem la acest capitol este să intrăm în el. Avem aici un match pe care noi o să-l jucăm contra echipei Team of the Week propriu zisă. Avem 4 dificultăți, beginner, amator, professional și world class. Sper că le putem juca pe toate, eu încă nu am jucat. Dacă am putea să le jucăm pe toate, facem undeva la 280 de puncte per 2 săptămâni. Dacă vedeți, expiră în 2 săptămâni, în 14 zile. Deci am avea 280 de puncte pe o perioadă de 2 săptămâni. Deci automat o să ratăm Team of the Week-ul ăsta, o să-l ratăm și pe următorul și abia la următorul, al treilea Team of the Week, vom putea face jucători. Aici o să avem toți jucătorii 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 jucători avem din Team of the Week. De la 92, crescând ușor-ușor până la 98. Pe aceștia îi putem cumpăra cu puncte, 300 de puncte costă cel mai mare, după care bănuiesc o să scadă 230, după cum se vede un 96-180, un 95-150, un 94-120, un 93-80 și un 92-170. De asemenea, avem și opțiunea să cumpărăm acest pack cu 200 de puncte sau 250 de FP-uri, sau FC Points sau cum se mai numesc acum, și avem o șansă la un jucător din tot Team of the Week-ul. Putem 5 pe săptămână, deci ar fi și asta o variantă unde avem cu 1000 de puncte garantat 5 jucători, dar nu știu, de preferat cred că cu 1000 de puncte poți să-ți cumperi lejer 2 de ăștia și 2 de ăștia, adică faci tot 1000 de puncte și-ți cumperi 4. Așa cu 1000 ai avea 3, 5... Nu știu exact ce să zic. Mai ales că aici avem și 92-98, adică nu avem un overall garantat. Șansa ca noi să luăm, nu știu, 2 de 98 sau 2 de 97 e destul de micuță, așa că cel mai bine nu vă cheltuiți punctele aici decât dacă aveți, nu știu, 10-20 de mii și 1000 de puncte pur și simplu nu o să vă mai afecteze cu nimic. De asemenea, puncte pentru Team of the Week putem să facem și de la Key Matches, unde avem aceste 4 meciuri. În fiecare săptămână avem 4 meciuri, cum ar fi. Avem, la fel, dificultate, selectăm și noi aici frumos, avem 4 dificultăți. Sper că le putem juca pe toate. Chiar nu m-am jucat încă să aflu chestia asta. Vedem că avem complet 0 din 1. Nu știu dacă o să mă lasă să joc, gen bănuiesc că doar o dată putem juca, deci am putea să mai facem încă 200 de puncte de la acest capitol. Dacă ne uităm și aici în stânga jos, putem observa că avem complet 0 din 1, deci ceea ce înseamnă că vom putea juca doar o singură dată, deci o singură dificultate, deci vă recomand să jucați cea mai mare dificultate pe care o aveți la dispoziție, în cazul de față World Class. 100 de puncte le avem de aici, 200 de puncte le avem de acolo, automat pe săptămâna asta facem 300 de puncte. Doar că săptămâna viitoare, ăsta va expira în 14 zile. Nu știu dacă vom mai primi acele 100 de puncte după cele 7 zile. Nu știu exact cum o să funcționeze, așteptăm să vedem. Acum hai să vorbim puțin și despre cum funcționează jucătorii aceștia. Ei bine, hai să dăm exemplu pe Rafinha. Noi îl cumpărăm pe Rafinha, facem punctele, l-am luat pe Rafinha, îl avem pe Rafinha în clubul nostru, da? Bun. Pe următoarele săptămâni, dacă acesta va mai primi un Team of the Week, cartonașul pe care noi îl avem în club va primi un plus 1. Deci, l-am luat pe Rafinha săptămâna asta, săptămâna viitoare îl mai primește un Team of the Week, care intră în echipa săptămânii, va primi un card de 89, de 99, dar noi îl avem deja în club, așa că și al nostru cel din club va avea un plus 1 până la 99. Prin urmare, cu cât intră de mai multe ori în Team of the Week, cu atât cartonașul va primi mai multe plusuri. Să zicem că până la iarnă, da, până în decembrie, Rafinha mai primește de 2 ori Team of the Week. Da? Fiind de 98 și avându-l în club, acesta va deveni de 100, pentru că a mai intrat de 2 ori în Team of the Week. Sper că am fost destul de explicat aici, sper că s-a înțeles exact cum funcționează chestia asta. Primești un plus 1 de fiecare dată când intri în Team of the Week. Altfel nu prea merge explicat. Am pregătit și un mic pack opening aici, 400 de puncte, unde vom debloca și acest milestone și vom afla dacă la fiecare 10 deschideri se va reseta și vom putea să le deschidem din 10 în 10. Așa că hai să vedem dacă de aici luăm măcar 500 de gemuri. Eu îmi doresc 500 de gemuri din aceste 4 pachete. Hai să vedem.
Până se încarcă durează puțin mai mult, dar aia. Na, cere și ți se va da. Foarte tare. Eu mi-am luat gemurile, mamă, acolo în dreapta sus aparent. Hai să vedem din al doilea pack ce luăm. Și 50 de transfer point. Bă, astea chiar sunt bune pentru că am destul de puține eu. Nu știu, voi câte transfer point-uri aveți? Pack-ul cu numărul 3 vine cu încă 500 de gemuri. Bine-ți. Bine-ți rău. Și ultimul pachet ne-l aduce pe Bă, ce tare, bă. Ce pack opening bun aici. Și avem și un 94-99. Eu îmi doresc un left back. Am nevoie de un left back la echipa. Acest hal e perfect. Nu știu dacă mai există vreun left back pe aici, dar eu am nevoie de acel hal. Hai să vedem ce pică din pack-ul ăsta. Haide cu nouă. Ne-am luat țeapă, bă. Da, exact cum ziceam, din 10 în 10 vom putea să deschidem un pachet ăsta. Nu mi se pare rău. Nu mi se pare deloc rău, chiar foarte tare chestia asta. Încă 5 și deschidem și un 9700. Foarte tare și aici. Poate pică de aici acel hall, cum se pronunță el. Am nevoie neapărat de un left back. Cam asta este tot cu acest eveniment Team of the Week. Sper că l-am explicat destul de bine. Am avut și un pack opening destul de norocos, zic eu, pe final. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe, un comentariu pentru că pe mine mă ajută extrem de mult. Iar până data viitoare, eu am fost Sony și noi ne vedem la un nou clip, desigur, seara, pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi, nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi, nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândiști. Vizic de două ori ca să vă captez atenția, că suntem în război și muzica e muniția.